Criza sanitară și adoptarea telemuncii de către majoritatea companiilor au dus la deschiderea unor noi orizonturi imobiliare, altădată accesibil doar celor care ieșeau la pensie. Acum visul de a avea o casă la țară unde să te retragi și să trăiești liniștit devine o atracție și pentru cei mai tineri. Conform casesigradini.ro, deși ideea de a locui în mijlocul naturii pare una simplă, există și lucruri la care nu te gândești neapărat, mai ales dacă ai trăit mereu la oraș. Iată câteva dintre ele. Este adevărat, mai rar vei găsi o casă la țară care să fie conectată la o rețea de gaze naturale, deci iese din calcul o centrală pe gaze. Dacă vei locui la țară doar parțial, atunci soluția este simplă. Pentru serile răcoroase, este destul să îți achiziționezi o aerotermă casnică electrică. Pe piață există modele variate de diferite dimensiuni și puteri calorice. Pentru cazul în care vei locui acolo tot anul, poți alege varianta unei sobe clasice sau a unei centrale pe lemn. Pentru gătit, cea mai simplă variantă este evident un aragaz electric, iar cea mai rustică este clasica butelie de gaz, o soluție des întâlnită în satele noastre. Ne dorim să ne retragem la țară pentru că putem să trăim în natură, să respirăm aer curat, pentru sentimentul de bunăstare, dar asta nu înseamnă că vom trăi într-o bulă liniștită și ermetică și la țară există zgomote de mașini sau vecini care vorbesc tare, la fel ca la blog. Diferența este că aici poți trăi relativ retras, înconjurat de verdeață, iar nivelul de poluare este mult mai mic. Este locul ideal pentru a cunoaște și a interacționa social cu oameni noi. Vecinii te vor saluta mereu, vor vrea să stea la o vorbă cu tine, vor fi cei de la care poți să te aprovizionezi cu diverse alimente, o brânză și așa mai departe. Este locul unde poți face liniștit plimbări cu bicicleta sau pe jos. Poți încerca să grădinărești dacă te pasionează. Dacă ai copii, aceștia vor fi mult mai fericiți pentru că se pot juca în natură, fără a fi supravegheați tot timpul. Este un mediu sănătos în care ei pot crește frumos. Evident, există și dezavantaje, mai ales pentru cineva neobișnuit cu acest stil de viață. Unul dintre ele ar fi distanța, care te face dependent de mașină, ca mergi la un magazin, la poștă sau la farmacie. Să nu uităm că de cele mai multe ori, prețul locuințelor de la țară este unul accesibil. Poți avea o casă frumoasă cu o grădină imensă la prețul unui apartament în oraș, iar impozitele sunt și ele mai mici. Relatează casesigradini.ro.